să convingem partidele din care provenim. Așa vom reuși să îmbunătățim situația în viitor. Mulțumesc foarte mult, doamna Corina Crețu. Gracias, mulțumesc foarte mult. În ultimele zile se vorbește foarte mult despre pierderile de natură economică suferite de companiile aeriene, care sunt o realitate și devine evident că se impune adoptarea unui mecanism de ajutor al companiilor, cu atât mai mult cu cât se poate ca această criză provocată de erupția vulcanului islandez să se prelungească. Dar înainte de toate, cred că trebuie să fie siguranța pasagerilor și protecția consumatorilor. Au apărut foarte multe nemulțumiri din partea pasagerilor, care sunt tratați diferit în funcție de țară sau de companie. Este evident că se impune unificarea practicilor în materie, care ar fi un mare pas înainte pentru pasageri, care acum sunt plimbați din loc în loc pe un fundal de incertitudine în legătură cu redeschiderea spațiului aerian. Mulțumesc foarte mult! Gracias. Tiene la palabra el señor. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Parniu.